Crucea a fost menită să îngrozească lumea. A fost menită să aducă umilirea. A fost menită zile întregi să dureze. A fost menită pentru lenta asfixiere. A fost menită să prelungească tortura. Era sarcina soldaților romani. A fost menită să fie folosită de Cezar, dar în schimb a folosit-o Dumnezeu. A fost menită să oprească o mișcare, dar în schimb a devenit adevărata cale. A fost menită să stârnească frica, dar în schimb ea a trezit credința. A fost menită să fie crudă și violentă, dar în schimb a devenit pacea noastră. A fost menită să dezrădăcineze speranța, dar în schimb a devenit sămânța. A fost menită să pedepsească prizonierii, dar în schimb a dezlănțuit libertatea. A fost menită să construiască Roma, dar în schimb a construit împărăția lui Dumnezeu. A fost menită să descurajeze rebeli, să oprească răscoale, pe Iisus să-L doboare, dar în schimb a pus temelia învierii sale. A fost menită să-L disprețuiască, dar în schimb i-a dus gloria. A fost menită un capitol să șteargă, dar în schimb i-a devenit istoria. A fost menită să rețină condamnații, dar în schimb a înălțat un rege. A fost menită să ne închidă gura, dar în schimb e motivul pentru care cântăm. Trebuia să fie o judecată, dar în schimb a devenit îndurarea noastră. De aceea cântecul cerului este mielul, vrednic este doar el. A fost menită să ucidă dușmanii, să zdrobească disidenții, dar a devenit standardul iubirii lui Dumnezeu pentru toți aleșii. A fost menită să fie o imagine teribilă, mâini și picioare țintuite pe lemn. A fost menită să fie folosită pentru rău, dar în schimb a fost folosită pentru bine. Trebuia să fie simbolul asasinării, dar în schimb a devenit simbolul chemării, vino la cruce. În loc de pată și păcat, ești menit să fii curat. În loc să fii uitat, ești menit să știi că ești acceptat. În loc de a purta rușinea, poți lăsa în urmă vina. În loc să te simți gol, vino la El să guști împlinirea. În loc de a fi frânt, ești menit să fii complet. Ascultă, Golgota te strigă. Te invită să privești, vino la cruce. În loc să fii un accident, tu ai un scop și un țel. În loc să fii abandonat, ai fost ales de un Dumnezeu ca El. Pentru toți cei care au spus nu pot, Dumnezeu a spus eu pot. Nu contează ce ai făcut, invitația rămâne în picioare. Vino la cruce. A fost menită să indice moartea, dar în schimb este un semn al frumuseții. A fost menită să fie sfârșitul, dar în schimb reprezintă începutul vieții. În loc să te îndoiești, ești menit să-L cunoști pe El ca tată. Ești menit să fii copilul Lui, pentru că asta înseamnă viață. Rodul sângelui lui Iisus, mântuirea a venit. În loc de a fi mort, pentru viață ai fost menit. Vino la cruce!